Bună dimineața, stimați colegi! Vă rugăm să ne ridicăm în picioare pentru intonarea imnului de stat. Stimați colegi, întrucât sunt prezenți 28 de consilieri, potrivit articolului 180 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul administrativ, ședința este legal constituită. Dau cuvântul secretarul general al județului. Vă informăm că proiectele de hotărâre ce vor fi supuse votului dumneavoastră îndeplinesc condițiile articolului 136 din codul administrativ, sunt însoțite de referate de aprobare, de rapoart de specialitate și avizele comisiei de specialitate. Să supunem la vot. Vă mulțumesc. Ordinea de zi a fost repartizată, ați discutat-o și în comisii. Supun la vot ordinea de zi, așa cum ați discutat-o și în comisii. Dacă simt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu, mulțumesc, adoptat. Stimați colegi, înainte de a intra în ordinea de zi, vreau să fac niște precizări. Am înțeles că unii dintre dumneavoastră v-ați ofensat, nu știu, nu mă interesează nume, prenume, că de ce suntem astăzi la ședință. Suntem la ședință, atât eu cât și dumneavoastră, în calitate de consilier județeni, pentru a rezolva problemele județului Hunedoara și pentru a răspunde cerințelor celor care ne-au ales în Consiliul Județean Hunedoara. Dacă e să vă mai ofensați, vă spun de acum. Vineri ședință, luni ședință. Care nu poate sau nu mai vrea, are o șansă. Pe oana a 4 să scrie demisia. Aveți fiecare partid, are înlocuitori, deci nu e nicio problemă. Eu, dacă nu mai rezist, îmi scriu și eu demisia. Colegii mei la fel. Dar să ne înțelegem că e sfârșit de an, sunt atâtea probleme de rezolvat pentru județ care sunt acum venite. Moment. Nu este că vrem noi să facem o ședință neapărată și hai să facem. Iată că facem și astăzi, facem și vineri și facem și luni. Deci eu aș vrea să fiu înțeles cu treaba asta, că nu facem de plăcere de a ne vedea aici, numai să ne strângem și sunt lucruri pe care trebuie dezbătute, sunt lucruri pe care nu suport amânare și sunt și lucruri și hotărâri pe care noi astăzi le aprobăm, trebuie să le transmitem mai departe la alte OAT-uri, să fie și să le aibă și ei să le aprobe în consiliile locale. Deci sunt atâtea decât trebuie să ne ținem de calendarul ăsta. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Trecem la ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2023, virări de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului, precum și modificarea programului de investiții anexe la buget. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră a consilierilor. Nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, mulțumesc, adoptat. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării creditelor bugetare aprobate de Direcție Generală de Asistență și Protecție Copilului Hunedoara pe anul 2023.
Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate. Doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Dacă nu sunt, sunt nevoie să vă spun, uitați cât de necesară e ședința de astăzi, că dacă nu făceam asta, să aprobăm suma asta de bani, Direcția pentru Protecția Copilului nu mai avea cu ce să dea de mâncare, să întreține medicamente. Deci nu e nimic greu când facem un lucru bun pentru societate. Supun la vot proiectul ordine de zi pe ansamblu sau dacă sunt voturi împotrivă. Dacă se abține cineva, nu mulțumesc, adoptat. 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 810.000 de lei pentru ATE-uri, pentru achitarea arieratelor provenite de neplata cheltuielor curente sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor pentru susținerea programului de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare conform anexelor care fac parte. Înainte de... Da, să vedem ce spune Comisia de Specialitate. Doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră. Dacă nu sunt intervenții, mă văd nevoit. Doamna Chivu, vă rog. Da, mulțumesc. Din câte știu eu, din fondul de rezervă se alocă bani în condiții de extremă urgență. Nu știu dacă aceste primării au pus la dispoziție documentele care să ateste această stare de fapt de urgență și aș vrea să știu dacă nu sunt și alte primării care poate ar fi avut nevoi mai urgente decât ce s-a prezentat și aș vrea să știu și ce facturi anume se plătesc. Am văzut că unele primării au cerut pentru plata utilităților și din câte am înțeles nu se poate face plata utilităților din suma aceasta. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă dau eu răspunsul, dacă n-ați apucat să primiți răspunsul, și v-aș fi indicat să citiți online, sau nu știu, nici nu știu cum, o doamnă care în momentul când se enervează îi se umple buzele, reprezentanta unui partid care are reprezentanți aici în Consiliul Județean. Și scrie acea doamnă, de obicei sunt bărbat și respect doamne, respect femeile, de aia îi spun doamne, că altfel nu ar merita, cred că să-i spun, scrie acea doamnă că președintele Consiliului Județean Laurențiu Nistor, cel care vă vorbește și este în plinitudinea forțelor, că spun și asta, că numai am fost în concediu 2 săptămâni și mi-a scos vorbe că sunt bolnav și nu mai pot participa nici la ședință, nici la Ziua Națională a României. Iată că sunt lângă dumneavoastră și... Deci acea doamnă scrie un articol foarte frumos la care spune așa, și v-aș ruga să o consultați. Poate vă este prietenă dacă nu o cunoașteți. Dacă nu ăsta, veniți la mine în particular și vă dau și adresa. Este adusă de un partid din Valea Julii, nu partidul din Valea Julii, dânsa din Valea Julii, adusă în Hunedoara doar să lovească în președinte Consiliul Județean. Nu mă deranjează că îmi creează cu atât mai mult popularitate atât de maximă, când vede cu ce găinăriri se ocupă. Și spune această doamnă, când e supărată, repet, îi se umflă buzele de supărare, spune această doamnă că președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a lăsat fără bani două primării. Primăria Pui și primăria Crișcior. Nimic mai neadevărat, dar cu câtă nesimțire și nonșalanță informează cetățenii județului Hunedoara. Nu vreau să spun aici cine a lăsat fără bani cele două primării. Nu vreau să spun. Nu este obligația mea morală să spun așa, să mă apuc ca să ne discutăm în public cine a lăsat fără bani cum este. Cert este, stimată doamnă consilier, dacă vreți supliment, vi le dau, dar nu la presă, personal vi le spun. Cert este că președintele Consiliului Județean Hunedoara nu poate lăsa nici măcar cea mai mică unitate administrativă fără să le dăm bani să funcționeze. Vă dau răspunsul la ce ați ridicat dumneavoastră. Avem
Adresă. Vreți și numărul de la adresă? Vreți și numărul de la... A, bine. Atunci, dacă vreți și numărul de la adresă, vedeți că suntem bine documentați și binevoitori, nu răuvoitori ca această doamnă, nu dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți drăguțe. Adresa numărul 5586/1/2911 a Comunei Pui. Adresa numărul 458/05/12/3/2023 a Comunei Burjuc. Adresa numărul 1508/4/12/2023 a Comunei Lelese. Adresa numărul 5715/27/11 a Comunei Crișcior. Adresa numărul 2153/5/12/2023, Comuna Bulzești. Și adresa numărul 2345/4/12 a Comunei Mărtinești. Având în vedere aceste adrese și analizând și solicitările pe care le-au făcut și care nu li s-au dat, ca să informăm cetățenii județului Hunedoara, asta cred că o doriți și dumneavoastră. Cred că asta doriți și dumneavoastră, să informăm cetățenii corect. Am pretenția de la dumneavoastră și în special de la mine să fim foarte corecți cu informarea cetățenilor. Două comune, Comuna Pui și Crișcior, au fost, cred că n-au fost atenți cei de la Guvernul României. Altfel nu se putea întâmpla, să nu vă spun altceva mai mult. Dar pricepeți dumneavoastră care ați ridicat problema. Li s-a repartizat 0 lei. Restul la toate UAT-urile, inclusiv la poate comune mai micuță, o sumă destul de bunișoară. Acestor două comune, Pui și Crișcior, nu li s-a dat de la Guvernul României niciun leu. Președintele Consiliului Județean Hunedoara și cred că implicit și dumneavoastră, consilieri județeni, nu puteți să stați pasivi, să ne batem joc, nu de un primar, de o unitate administrativ-teritorială, de o comună, de două comune, cel mai mari comune, Pui și Crișor. Oare am putea face așa ceva? Cine poate să facă, vă rog să o faceți. Cei care au făcut și au făcut datoria când a apărut hotărârea de guvern. Nu vreau aici. Eu sunt prea corect și prea finuț că să mă apuc acum să ne bălăcărim. Știu totul cum s-a transformat. Vreau să nu transformați politic această treabă. Vă rog foarte mult. Primarul, indiferent ce colorătură politică are, cetățeanul UAT-ului respectiv, nu are dreptul, stimați colegi, și nu este obligat cetățeanul să sufere din cauza că primarul este de colorătură politică sau de alta. În speță cei doi liberali și-au spus opțiunea că vor să candideze la PSD din anul viitor, nu se știe, dragi colegi. E mult. Dacă vreau să candidez la PSD-ul, PNL-ul trebuia să excludă din partid. Nu i-ați exclus. Atunci dați-le și bani, dragii mei. Dați-le și bani. Nu ne bate în joc de locuitorii aceiei comune. Nu de primar. Primar este un om, ca și mine. Azi suntem pe funcție, mâine nu mai suntem. Dar cetățenii acelor localități sunt și rămân în acea localitate și lor le trebuie repartizate sume pentru a se putea rezolva cu toate problemele cu care se confruntă unitatea respectivă. De asemenea, am mai constatat că din eroare, poate sau chiar la Comuna Bulzești de Sus a fost repartizat 70.000 și primarul vine și ne-a demonstrat că are mai mult nevoie și nu numai câte am mai dat, că noi aveam de unde să-i mai dăm, i-am dat 30.000 în plus, deci are 100.000 repartizat, față de altele 400 sau... Acum pun și eu, trebuie să fiu corect. Nu e o comună atât de mare, Mulzeștiu, față de altele care au 6.000 de locuitori sau 5.000. Comuna Burjuc, la fel, i-a fost repartizată 70.000, i-a mai dat 30.000 ca să îi acoperim cât de puțin, măcar 60% din cheltuielile pe care le are acum în anul acesta. Comuna Crișcior, 350.000, n-a primit mai mult decât
ci au fost dat la alte comune liberale 400.000 sau 450. Deci să ne înțelegem foarte clar. Comuna Mărtinești, 20.000 de lei în plus, a venit primarul plângând săracul, că nu se descurcă, și am spus, facem tot posibilul să găsim 20.000 de lei. Eram în stare, dacă nu găseam aici, să mă duc să-i donez din salariul meu. Că am mai făcut treburi de asta. Comuna Pui, cea mai mare comună din județul Hunedoara, a rămas cu 0 lei pe hotărârea de guvern. 0 lei! Dragi colegi, putem noi fi atât de haini la suflet să lăsăm comunitatea aia de 5.000 de locuitori fără bani? Acum, când trebuie să încheiem, nu putem. Și am găsit posibilitatea să-i oferim 350.000 de lei, la fel, mai mic față de alte comune care au luat 400, 450 sau cât s-a putut găsi. Deci dacă mă puteți învinovăți pe mine cu ceva, mă puteți. Sunt vinovat că am căutat să rezolv o problemă administrativă a unor localități și să fiu imparțial. Am mai spus-o și o spun. Cât timp voi fi președinte al Consiliului Județean, doresc să respect cetățenii județului, pe fiecare, indiferent de coloratura politică a primarului. Și repet, cetățeanul dintr-un UAT nu are dreptul, sau nu are obligația, pardon, mai bine, nu dreptul, nu are obligația să suporte ifosele noastre ale politicienilor. Ei trebuie foarte clar să li se rezolve problema și prin ceea ce astăzi facem, eu, împreună cu dumneavoastră, că nu fac singur, sper să rezolvăm această problemă. Eu sper că ați înțeles-o și doamna Chivu, în calitate de lider al grupului PNL, se întreba și pe acea doamnă care când se enervează pe nistorii se umflă buzele, s-o întrebați, de ce scrie asemenea articol, de ce scrie pe online, pe toate posibile rețele, că Nistor a lăsat fără bani cele două comune. Să vă fie rușine, stimată doamnă, că mințiți cetățenii județului Hunedoara, poate presa reține și presa ce am spus treaba asta, vă transmit de la această tribună, să vă fie rușine și vedeți că mai dezinformați cetățenii județului cu multe treburi. Nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră, stimată doamnă, că nu vreau să vă creez eu popularitate. Popularitatea vă scădeți dumneavoastră prin minciunile pe care le faceți zi de zi. Sunteți angajata la cabinetul, mi se pare așa, se aude, nu știu eu, că eu nu cercetez. Sunteți angajata la cabinetul nu știu care, sunteți plătită de la partidul nu știu care, dar mai scrie, stimata doamnă, oricare dintre dumneavoastră, domnilor consilieri, n-ați văzut că declarația mea de avere este publică. Este publică și nu mi-este rușine. Declar încă o dată în fața dumneavoastră că în momentul în care Nistor, cu societățile comerciale pe care le are, va lucra de un leu cu statul român, îmi dau demisia. Societățile mele pe care le am lucrează cu firme străine, mulțumesc lui Dumnezeu că merg bine și această doamnă pune iarăși, i s-au umflat buzele ieri și a ținut neapărat să spună că să verificați declarația de avere a mea, că e pe site-ul Consiliului Județean și cifra de afaceri cât este de mare. Nu este mare, este bunișoară. Eu îți mulțumim cu merge. Mă autoapreciez că am pus și doi administratori ca lumea, că eu n-am timp să mă ocup de firme. Și vreau să-i mai transmit acestei doamne, încă o dată, dacă nu au auzit bine de aproape, că voi candida și în 2024, că ieri o luat durerea de gât sau de măsele și zbera tare pe Facebook că ori de ce nu vreau să stau liniștit la pensie să nu mai candidez. Dacă se simte atât de în stare, să vină să candideze cu mine, că mi-aș dori să am un asemenea candidat de o asemenea factură. Deci cred că ne-am înțeles de ce am lăsat fără bani cele două comune. Iată minciunile, stimați cetățeni ai județului Hunedoara. Iată cum se duc, vă duce lumea în eroare. Vă duc unii
care nu fac altceva decât în permanență să scrie minciuni și în permanență să dezinformeze cetățenii. Să vă mai informez încă cu una. Tot ieri scrie un cetățean de data asta, foarte supărat pe viață, care spunea următorul, și doamna consiliere să îl reține și pe acest individ. El spunea la un moment dat că dacă nu câștigă 400 de milioane de lei pe lună, înseamnă că nu e ziarist. Oare câți din ziariști prezenți aici abia trăiesc cu salariul care îl au? De cum să spui că dacă nu câștig 400 de milioane de lei pe lună, nu sunt ziarist? Să-ți fie rușine, domnule ziarist, că ești un nesimțit când spui așa ceva. Și scrie ieri că v-am dus în eroare cu cumpărarea acelor drag testuri. Eu vreau să vă mulțumesc din suflet și dumneavoastră, consilierilor județeni, să mulțumesc din suflet și membrilor ATOP, și mie, și la Costel Avram, și celor doi vicepreședinți, care am pus bani ca și dumneavoastră. Adică noi am pus mai mult decât consilierii județeni, că am pus echivalentul celor de la ATOP. Nu mă deranjează, dar am hotărât că facem un lucru bun. Scrie acest individ, care de multe ori mai bine îl sar decât să-l ocolești, scrie acest individ că mi-am bătut joc de banii voștri, că copiii nu pot fi testați cu acele drag test, că nu. Dar nu este treaba noastră, stimați consilieri, nu este treaba noastră să hotărâm cine poate fi testat și nu. Treaba noastră a fost una foarte bună și încă o dată vă mulțumesc din suflet că ați înțeles. S-a strâns suma necesară pentru cumpărarea celor două drag teste. Domnul Ștaiere s-a ocupat de Consiliul Județean, domnul Soca s-a ocupat de ATOP, s-au și dat comandă, am înțeles, pentru cele două drag test, urmează să vină de la firmele cele mai specializate, urmează ca într-o ședință festivă să le dăm, și dumneavoastră de față și eu, să le dăm poliției județului Hunedoara să-și facă atributele cu ele. Nu este treaba mea ca președinte al județului sau a dumneavoastră, ca și consilier județean, dacă știe să le folosească poliția sau nu știe. Noi nu avem în atribuțiile noastre să instruim poliția. Poate ne instruiesc ei pe noi cum să folosim teste sau poate ne le pun să le și folosească cu noi, dacă ne prind cumva. Dar uitați-vă până unde pot să meargă cu asemenea anunțuri publice, cu asemenea postări pe Facebook, cu toate rețelele online, până unde vor să meargă. Eu le mai spun o dată aici, de la această tribună, să le fie rușine la cei care fac aceste treburi și nu mai dezinformează. Dar de ce nu dezinformează această doamnă care îi se umflă buzele când aude de mine? De ce nu informează cetățenii județului Hunedoara că astăzi am votat cu dumneavoastră aici să luăm gunoiul lăsat de alții, nu de noi, de Consiliul Județean, nu de dumneavoastră de consilier, nu de președinte. Gunoiul de vreo câteva sute de tone de la Vulcan. Ba, acea doamnă cu buzele umflate spune că altcineva lua măsură. Iată că până când noi astăzi, împreună, eu cu dumneavoastră, n-am găsit soluția legală, nu s-a putut duce. Fiindcă nimeni nu-și permite. Firma care a depozitat gunoiul acolo, la Vulcan, este în insolvență. Tot ce a avut de primit banii de la anumite firme, i-a primit, au dus o parte din gunoi, o treime, dar celelalte au rămas acolo. Iată că trebuie să fim corecți și cu atât mai mult, mai vă spun una, să mai râdeți și dumneavoastră și cetățenii. Când vă spuneam că programul Green Line în Valea Julii, la 31 decembrie, vom avea toate autobuzele cumpărate, dragi colegi, toate cele 26 de autobuze
sunt venite sub pază păstrate la Vulcan. Scrie acea doamnă, iară, cred că a fost supărată, că i s-au umflat buzele iară noaptea, ce-o fi pățit, că stau autobuzele în ploaie. Vă întreb pe dumneavoastră, stimați consilieri județeni, și pe dumneavoastră cetățenii județeni, câți dintre dumneavoastră aveți posibilitatea să vă țineți mașinile personale în garaj? Puțini. Puțini. Ne vom ocupa să facem și un depou pentru acele autobuze. Dar vă spun și de acolo, stimată doamnă, și te rog să iei o umbrelă și să mergi în fața autobuzului, să țin să nu plouă pe autobuz. Că autobuzele circulă pe traseu și dacă plouă, nu o să le bag în garaj, că plouă și nu trebuie udate. Uitați-vă, o femeie, câtă răutate poate emana și câtă nedreptate. Pe mine mă amuză treburile astea. Mă amuză. Dar când văd că bieții oameni vin la mine, dar ce s-a întâmplat? Plouă în autobuze? Oamenii au înțeles că plouă în autobuze. Că sunt sparte. Nu dăm. Pe doamna a supărat-o că autobuzele sunt parcate undeva și stau în ploaie. Îi recomand să-și ia toate rudele, să ia pentru fiecare autobuz două umbrele de ele mari și probabil îl acoperă un autobuz și face un gest excelent. O primim și noi Consiliul Județean pentru acest gest dacă îl face. O să mă duc și cu presa și cu televiziunea să vedem cum ține umbrelele la autobuze. Deci faptul în sine că nu v-am mințit, autobuzele au fost venite. Mai spunea stimata doamnă că componenta C1 e pierdută. La ora actuală, pe programul Green Line, e pe două componente, C1, C2. Componenta 1, stimați colegi, consilieri județeni, avem 45% astăzi, la data la care vă vorbesc, iar pe componenta 2, 54,7%. Deci nici într-un caz proiectul nu este pus în pericol să se pierdă. Este în pericol memoria dumneei. Că nu vrea să înțeleagă sau nu pricepe. Și când nu pricepe un lucru și vrei să te dai că ești atot știitor, nu poți altfel decât să te faci de minune. Și cum te faci tu singur de minune, nici dracul nu te poate face. Doamne ajută! Deci sper că v-am explicat toate lucrurile, să le știți. Și cu comunele astea două. Domnule care, președinte. Numai puțin. Și cu comunele astea două care le-am lăsat fără bani. Iată că nu le lăsăm noi fără bani. Că am bunăvoința dumneavoastră și a mea să nu le lăsăm fără bani și la celelalte. V-am explicat și cu gunoiul că astăzi găsim soluția, am găsit soluția să dăm bani pentru treaba asta. Și sper să înțelegem pentru totdeauna că împreună cu dumneavoastră, cât ține această legislatură, n-am făcut lucruri numai bune. Că cineva de la partid mai dirigează pe câte unul, pe șeful, pe liderul de grup, sau pe careva să mai bage bâta pe-n gard. Băgați-o, fraților, cât vreți pe-n gard, că eu prinde capătul lan și vă trag, uite așa, face hâța, hâța, hâța. Hai să vedem ce o facem. Faceți și asta, încercați-o cu Nistor, că să știți că sunt foarte rezistent. Vă rog, doamna consilier, poate n-am fost destul de explicit. Eu v-am întrebat dacă aceste primării au justificat urgența, pentru că sunt și alte primării care au nevoie. De exemplu, ieri m-a sunat domnul primar de la Teliu și mi-a spus că are un pod dărâmat, de care sigur știți, și are nevoie de ajutor. Stimată pentru că doamne, l-a făcut pe bugetul doamne, da, local. Am înțeles, eu pricep din primele deschideri de gura dumneavoastră. Dacă v-a sunat primarul de la Teliu, ia spuneți-mi, aduceți-mi situația, cât are Teliucul primit? Hai, vă rog, 400 rapid. 400.000. Cât? 400.000. 400.000 de lei. Păi de ce nu găsiți soluții prin președinta partidului, prin deputata dumneavoastră, prin senatori, să mai găsim soluții să dăm la toți primarii? Eu aș fi de acord să le dăm la toți primarii cât se poate. Dar de unde, fraților, dacă suma e atâta? Suma a venit de la guvern. Păi dacă la primarul de la Teliuc cu 400.000 primite și doamna lider de grup nu este mulțumită, mă întreb cum este mulțumit cel de la Bulzești cu 70.000? Cum este mulțumit cel de la Burjuc cu 70.000?
Sau Comuna Mărtinești cu 80.000. Deci nu suntem ipocrisoare? Deci dacă o comună cu 400.000 de lei nu-i mulțumită, am pus o întrebare așa și eu să mă lămurim pentru mine. Aoleu, scuzați. 350. Îmi cer scuze. 350 a primit. Acum am spus. Îmi cer scuze. Și atunci dacă o comună cu 350.000 de lei care a primit nu-i mulțumită și o comună care a primit 70.000 este mulțumită, dar a venit primarul și mi-a demonstrat că nu poate și m-a rugat măcar 30.000 dacă găsim. Oare avem suflet? Avem minte să lucrăm pentru cetățeni sau nu? Când avem minte să lucrăm doar politic și să băgați bâta pe-n gard, băgați-o că vă prinde capătul celălalt al bâtei și facem hâța-hâța și vedem care ne trage mai tare. Dacă mai sunt... Deci, este strigător la cer să ridicăm asemenea probleme, stimați consilieri. Să spui tu că o comună primește 350.000 de lei și e nemulțumită și o comună care primește 0 lei poate fi mulțumită? Să spui că o comună care primește 350.000 de lei nu e mulțumită și una care primește 70.000 de lei, să spui că e mulțumită? Eu, ca președinte al Consiliului Județean, nu sunt mulțumit și de aceea, conform puterilor noastre financiare, am făcut tot ce este posibil să mai rezolvăm cârpeli din astea mici. Să fie rezolvate. Primarul de la Bulzești, de la Burjuc și de la Mărtinești, când au zis că le-am dat 30.000 de lei, parcă au văzut pe Dumnezeu lângă ei. De bucurie că au primit banii ăștia. Deci vă dați seama că trebuie să fim corecți cu noi. Încă o dată, nu, o luați că nu politic vorbesc. N-am spus de un partid anume, dar care tot vreați să băgați bâta în gard, să o băgați. Să o băgați că este bine. Că cetățeanul județului Hunedoara o să vadă. Și o să vadă cine dezinformează. Nistor Laurențiu, președintele Consiliului Județean, sau acea doamnă supărată pe Nistor care îi se umflă buzele dimineața. Dar vă mai spun... Că am mai scris ieri una, dar a trebuit să o și cercetez. Deși în Sfânta Scriptură scrie crede și nu cerceta, dar noi acum trebuie să cercetăm, că nu suntem în activitatea Consiliului Județean. Trebuie să cercetăm ce a scris și pe urmă să punem. O să vă invit și pe dumneavoastră. Uite, sâmbătă. Facem inaugurarea podului de la Petrila. La ce oră, domnul Costel? La ora 11. Toți dintre dumneavoastră, consilieri județeni, să veniți să vedeți ce pod de excepție într-un timp record s-a făcut la Petrila. S-a terminat, apropo, spre casa lui regretatul Drăgan Munteanu. Ce primar este acolo? Doamna consilier, șefă de grup de la Liberale. Ce primar e la Bunila. Păi am înțeles că o schimba liderul de grup, nu? Ba da, eu așa am înțeles, că a schimbat liderul de grup, partidul. Mi-a comunicat partidul că a schimbat liderul de grup. Ce primar este la Bunila? PNL. Iată că dacă e primar PNL, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a asfaltat în această toamnă, așa cum cu aprobarea dumneavoastră, nu altfel, am asfaltat drumul de la Ghelar până la casa lui Drăgan Munteanu. Și la astăzi și la anul vom mai continua. Noi nu ținem cont că e primarul liberal de la Bunila și că drumul ăla necesită. Eu și anul acesta, când am fost la marea sărbătoare în memoria lui regretatul Drăgan Munteanu, m-am simțit foarte rău când am văzut ce drum este. Și le-am spus-o și acolo la cetățeni. În toamnă va fi gata. Iată că e gata și săptămâna viitoare putem merge la recepție, dacă vreți. Mergem pe dealul Cornetului, toți consilierii și împreună cu președintele și cântăm și Hora Unirii, dacă vreți. Așa trebuie să lucrăm. Să fim uniți pentru o cauză dreaptă a cetățeanului din județul Hunedoara. Asta trebuie să o facem. Și dacă o facem asta, vă spun eu că va fi foarte bine. Puțin.
Mai are o intervenție domnul Costel Avram, pe urmă să supunem votul dumneavoastră. Vă rog, domnul Costel. După cum i-am spus și la comisie doamnei consilier, și dacă avea această urgență la pod domnul primar de la Teliuc, nu putea să folosească banii. Banii aceștia se folosesc pentru arierate, cofinanțări proiecte europene și cofinanțări proiecte naționale. Deci dacă avea într-adevăr o urgență la pod, banii care vin acum... Domnul Costel, eu dacă știam că răspunsul ăsta îl dați, nu vă dădeam voie să vorbiți. Fiindcă nu vreau să o ajutăm pe dumneai. Păi să studiază și dumneai. Sau să studiază partidul. Să le spune, băi, atenție. Eu le-am atras atenția la toți primarii. Stimați colegi primari, fiți atenți cum cheltuiți aceste sume, că nu puteți decât în anumite condiții. Păi dacă primarul ăla mai vine acum și spune, credeți că inundații, calamități au fost numai la Teliuc? Doamna consilier județean, dacă vă prezint situația cu calamitățile din județul Hunedoara, vă luați cu mâine de păr. Ce sume și ce dezastre au fost. Sigur că și noi ne dorim să vină banii de la Guvernul României pentru calamități. Dar trebuie să ne înțelegem că am ajuns cam la fundul sacului, dacă mă urmăriți și dumneavoastră. Ați văzut pe unde a ajuns datoria României. Ați văzut un premier care acum a cercetat ce a făcut și cum, cât a împrumutat țara noastră, România. Cât a împrumutat România? Până acum câteva luni îi ridicați o sale, îi cântați Osana, dreptate. Acum v-ați dezis de el ca de Satana. Dar au rămas problemele. Au rămas problemele țării, au rămas problemele guvernului și eu îi felicit pe cei doi președinți, pe Ciolacu și pe Ciucă, că se înțeleg, caută soluții, fiindcă numai așa putem căuta soluții. Și trebuie să luăm, dragi colegi, exemplu și de la centru. Că degeaba la centru spunem că este coaliție și se înțeleg și în județ băgăm bățul pe-n gard. N-aveți nicio șansă dacă băgați bățul pe-n gard spre Nistor să-l trageți înapoi spre voi. N-aveți nicio șansă. Îl pierdeți. Vă dat exemplu, dacă mai aveți, sunteți nelămurite cu ceva, doamna consilieră. Mai aveți? Mulțumesc din suflet. Dar chiar mă bucur că ridicați problemele, fiindcă doresc din tot sufletul să le elucidăm. Să fim odată învățați să nu zică cineva, bă, se lucrează pe la spate, nu se lucrează, nu este transparență. V-am mai spus, am transparență mai mult decât domnul Iliescu. Și o ține asta, cu transparența. Și o facem. Dar vă rog, după ce plecați, nu uitați să studiați declarația de avere al unui istor de pe site-ul Consiliului Județean și să-i dați telefonul acelei doamne, uite, doamna Chivu chiar v-aș ruga să o face, să-i dați, doamnă, nu mai minți atât, dacă noi o știm, asta este publică. Eu depun declarații de avere din 1992 și niciodată nu m-a găsit cineva cu un leu mințit. De unde a venit leu, unde s-a dus și ce-am făcut? Ei, că fac investiții. Fac, că nu țin bani acolo, că țin în cont, îmi fac și eu. Au, fiți atenți, s-o luat de mine că am 10.000 de euro în cont. Oare nu mă poate ajuta și ea să cresc contul ăsta? I-aș fi îndatorat. Să vină să muncească la mine, că o plătesc, mai știu, vedem cum facem. Doamne, Doamne, ce ți-e lumea asta. Da, studiați declarația, că este interesantă, serios, că... Pe cuvânt, altfel, doamna asta nu mai are ce să scrie. Și o întrebare ultimă, înainte de a vota, domnul Steyer, când vor fi aduse drag testurile? Domnul președinte, la top. La topul, vă rog. Drag testurile au fost comandate la o firmă specializată pe astfel de aparate. Ele n-au fost pe stoc în România în momentul comenzii, au fost comandate la firma producătoare în Germania. Firma care le distribuie în România ne-a promis că durează în jur de 30 de zile. Am înțeles. Deci, luna asta vin. Sperăm că ajung luna asta. Dacă vin luna asta, din tot sufletul dorim să facem o ședință festivă, să chemăm comandantul poliției aici, să îi mânăm din partea noastră cu acte în regulă, cu
acte de donație din partea consilierilor județeni și din partea ATOP. Aceste două drag testuri care eu zic că este... Și m-am mai gândit că m-au rugat niște directori de pe ăla de concentrate. Dar, domnule președinte, vrem să facem și noi un gest de asta, nu ne ajutați? Ba da, vă ajut. Vă ajut. Mi-am luat angajamentul că îi ajut. Și să vedem ce rău am făcut până asta. Are nesimțirea să scrie că am băgat mâna în banii dumneavoastră, în buzunarul dumneavoastră. Nu se face așa ceva. Nu se face. Și repet, de modul cum sunt folosite aceste drag testuri, nu ne putem noi face vinovați. Poliția care este? Domnul președinte, dacă ați pronunțat pe directorul de concentrare... Stați, auziți, numai un pic. Hai să terminăm cu punctul 3, să-l supunem la vot, să nu uit, că după am luat cu atâtea și nu mai supunem punctul la vot. Și pe urmă vă ascult, vă mai ascult. Serios, dacă tot ne-am întrunit astăzi. Dacă sunt intervenții la punctul 3, dacă mai sunt. Dacă nu mai sunt, eu sper că ne-am lămurit. Sper că președintele Consiliului Județean nu își bate joc de unitățile administrativ-teritoriale și supun proiectul de hotărâre pe ansamblu său votului dumneavoastră. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, domnilor consilieri PNL și USR, continuați-o așa că este bune, este bine. Ca să vadă cetățenii județului în Hunedoara cine lasă fără bani anumite unități administrativ-teritoriale. Aici am vrut să ajung. Vă felicit pentru asta. Deci, una, două, trei, patru, cinci, șase abțineri, șapte. Și dumneavoastră, n-am văzut. Șapte cu șapte abțineri, mai e cineva care se abține? Sau e împotrivă? Deci, adoptat. Dar e bine, e bine că cetățenii județului Hunedoara se pot acum decide clar cine este corect, cine nu. Eu v-aș recomanda, stimați colegi din coaliție, lăsați politica deoparte în Consiliul Județean. Hai să facem treabă, tot aia vă rog. Mai avem un an de zile în care noi trebuie să facem treabă, să nu ne facem de minune. Că fiecare dintre noi, și eu și dumneavoastră, poate vom merge iar în fața cetățenilor să le solicităm votul, să ne voteze. Și o să zic că cetățenii vă mai votează dracu, că uite ce ați făcut. E bine să... Hai să lăsăm politica deoparte în Consiliul Județean, hai să facem treabă și cred că va fi foarte bine. Doamne ajută, vă mulțumesc! Dacă sunt, acum mai sunt domnul Ștaier. Domnul președinte, legat discuția cu aceste drag testuri care trebuie să le cumpere directorul de concentrate, nu cred că e o inițiativă care se va finaliza, pentru că 70% din directorii actuali în județul Hunedoara de concentrate sunt liberali, rămași de acum 3 ani de zile, 3-4 ani. Și nu știu dacă putem să-i lăburim să doneze liberalii, directorii liberali, atâția bani. Nu vreau să lămuresc pe nimeni. Sunt oameni, directori, care au venit la mine și mi-au spus și liberali, și PSD, și nepesediști. Domnul președinte, am văzut acțiunea deosebită pe care a făcut-o ATOP-ul și consilierii județeni. Vă felicităm! Vrem și noi să facem o directă. Bă, cu tot dragul, hai să facem o listă care vreți, semnați că donați, să strângeți suma, cumpărăm un drag test. Și atunci mai aștept să mai critici iară că mai cumpărăm. Lasă să aibă județul Hunedoara 4 astfel de teste și să vedem dacă e rău. Să vedem dacă e rău. Și nu accept să-mi dea mie cineva lecții cum să le folosesc, că nu le folosesc eu. Eventual, dumneai care dă lecții, sau dumnealui care scrie că trebuie să le folosim greșit, să nu știu cum, să meargă să instruiască poliția județului Hunedoara, să-i pună la punct odată dacă nu știu să folosească aceste drag testuri. Noi, încă o dată, eu vă mulțumesc din suflet pentru gestul dumneavoastră. Și mai vă spun și acum, că văd că s-a mai înmulțit presa, dacă v-a obligat cineva, să spuneți, fraților, dacă Nistor a băgat mâna în buzunarul dumneavoastră, să o spuneți, că este caz penal, să bag mâna să vă fur banii. Este caz penal. Am hotărât prin vot deschis toată lumea. Eu când am venit ATOP-ul la mine, cineva i-a dat indicații la domnul președinte ATOP
să meargă la Consiliul Județean, să spune să dăm bani pentru asemenea drug test. Ați văzut cum abia drămâim banii care sunt, de unde se dă? Și atunci am spus, da, o rezoluție. Fiecare membru ATOP donează indemnizația pe luna octombrie, la care președintele și administratorul public aceeași indemnizație ca și cum au pus ATOP. Să fim toți corecți. Vă informez că toată lumea a fost de acord și iată că suntem pe drumul bun. Dar cine vrea să dezinformeze populația, să o facă, că ori de fiecare dată sau ori de câte ori este nevoie, noi trebuie să spunem la cetățeni realitatea în față. Că dacă tot mergem cu minciuni, nu-i de mirare, dragi colegi, de ce electoratul, cetățenii, spun că sunt sătul de politicieni. Nu este de mirare. Dacă noi nu ne ținem de cuvânt, dacă noi nu informăm corect cetățenii, și văd că s-a mulțit presa, vă recomand presei să mergeți să vedeți în Valea Julii, de mâine începe să se ia gunoiul. Dar nu la indicația că a scris careva dintre voi. La indicația că astăzi, în Consiliul Județean, acum cu rectificarea asta care am făcut-o, am găsit posibilitate legală. Și mai mult, pentru presa care nu știe, dar vrea să laude, că le știe toate. Nici astăzi nu aveam dreptul noi să investim în această situație de a transporta gunoiul de la Vulcan la CMID, dacă Agenția de Mediu, stimați colegi consilieri, nu ne transfera nouă obligația asta a Consiliului Județean. Agenția de Mediu ne-a transferat această obligație nouă Consiliului Județean, văzând că nu mai este altă posibilitate. Deci, din punct de vedere legal, suntem acoperiți. Și niciodată nu o să vă supun votului dumneavoastră un proiect de hotărâre de Consiliul Județean care să nu aibă susținere legală, fiindcă, în primul rând, sunt cel care răspund eu, care inițiez proiectul. Deci, săptămâna asta am primit adrese de la Mediu, de la Garda de Mediu, la Protecția Mediului, pardon, să spunem mai clar, doamna Bara Baș, și ne-a dat o nouă ca sarcină să luăm gunoi de acolo. Dar încă o dată precizez și cu un ton foarte, foarte categoric. Nu iau gunoiul de acolo datorită că a scris cineva. Să luați scrisoarea să vă puneți legată de gât și să umblați cu ea prin județ, să spuneți Consiliul Județean a hotărât astăzi în ședință că avem posibilitatea legală să ridicăm acest gunoi. După ce Agenția de Mediu ne-a dat sarcini nouă, după ce astăzi împreună cu dumneavoastră am găsit soluția pentru bani. Doamne ajută să fie bine, să facem și curat acolo, că am nevoie și de halaia, ca să nu mai pun pe cineva să stea cu umbrela și pentru utilajele care vin. Am hotărât cu constructorul care se ocupă de depou și de toate stațiile pe Green Line în Valea Julii, el vrea să-și aducă utilaje, tot ce trebuie montat. Dar a zis așa, este o zonă în care ne cam fură. I s-a întâmplat acum. Și a zis că trebuie o hală undeva să o împrejmuiască, hala, să-și pună pază, că el dă bani pe utilaje, pe tot ce trebuie montat. Și i-am spus că în maxim o săptămână jumate, două săptămâni, eliberăm, curățăm acolo, poate dacă este cazul și dezinfectăm. Că chiar unul de acolo a fost o problemă pentru cetățenii de acolo și eu punem la dispoziție, de am spus că vezi că nu are acoperiș. Dacă vrei să o acopere sau să stai cu umbrela, să nu-ți plouă pe utilaje. Sau poate îl ajutăm noi, doritorii care ne auto-invităm la multe acțiuni. Dacă mai sunt alte intervenții din partea noastră. Dacă da. Nu mai sunt... Domnul președinte... Care? Socaș Andrei. Da. Aș vrea să vă propun că dacă se concretizează această discuție cu strângerea de fonduri din partea directorilor de concentrate, vreau să propun să se achiziționeze o dronă care să fie donată spre jandarmeria română. Dar spune-ne și nouă, nu mă împic, Andrei. Spune-ne și nouă, să știm cu toții, să știe și presa. Cât costă o dronă din aia? Că s-ar putea să nu strângem bani și atunci mai apelăm o dată la o tură, la noi, la toți.
o dronă care să fie donată spre efectivele de jandarmi care patrulează în zonele montane și în zona cetăților dacice. Mulțumesc. Da. Apropo, uite, e o treabă foarte bună și la jandarmi și la salvamontiști. În loc unii care le vine numai să scrie, numai tâmpenii, prostii, să vină să documenteze, au scris că situația salvamontiștilor din județul Hunedoara este într-un pericol de nedescris. Nu este. Salvamontiștii din județul Hunedoara își continuă activitatea, vor avea bugetul necesar, același buget, directorul, dar dacă nu citești legile, n-ai nici de unde să pricepi. Nu-i mai spune director, ci spune director adjunct, dar rămâne cu același salariu. Ce vreți mai mult, frate, să rezolvăm? Ce vreți mai mult? Mă, să scrieți prostii? Scrieți, fraților, toată presa și televizor, scrieți. Știți cum e vorba aici? Tu te duci și vezi ce scrii. Nu zice, scrii ce vezi, dar vezi ce scrii. Adică să nu scrii minciuni. Și deci salvamontiștii, pe care eu chiar sunt mândru de ei, vor rămâne, îi vom sprijini, nu își vor pierde locurile de muncă, nu se umblă la salariul lor, vor avea bugetul asigurat din partea Consiliului Județean în fiecare an, fiindcă am constatat cu multă mândrie modul în care își fac datoria. Dar pentru cei care nu vor să studieze legile țării să le învețe, o să le trimit eu la fiecare personal, dacă îmi dau adresele de mail, o să le trimit personal pe la adresele lor să vadă ce trebuie să respect cu hotărârea de guvern care a apărut, ce trebuie să o faci pe care, vrând nevrând, eu ca președinte al Consiliului Județean, care sunt ordonator principal de credință, secretarul general care răspunde de legalitate, trebuie să punem în aplicare, dragi colegi, această hotărâre. Că am găsit calea legală să nu desfințăm asemenea activități și ne-am zbătut mai sus. Eu nu fac, să spun cum fac alții și scrie unii, m-am dus și am făcut. M-am dus și am făcut poze, unii fac. Eu m-am dus și am făcut ce trebuie. Să fie foarte clar. Că nu sunt omul să-mi bag capul în poze, numai să mă văd în poze. Că nu-mi plac pozele așa. Dar mă duc. Uite, felicit că au fost niște cetățeni de la Uroi, au fost aici, la Consiliu. Le-am promis că săptămâna viitoare voi fi la fața locului și la Rapold, voi fi la fața locului să văd despre ce este vorba, fiindcă am fost tot plecat, astăzi plec la București, cu alte probleme pentru județul Hunedoara, plec de seară, joi, vineri la București și de luni încolo, după ședință, o iau pe drum. Asta e misiunea noastră, nu să stăm în birou să uzăm fundul la pantalon prea tare. Să mișcăm. Și mai ales la unii care au grijă de sănătatea mea, trebuie să fac spor mult. Așa. Și le mulțumesc că au grijă de sănătatea mea și le mulțumesc mult că îi interesează că la 72 de ani încă mai am de gând să candidez. Nu ar fi exclus nici la 80, dacă mă simt în stare. Când nu mă simt în stare, nu o să mă las să-mi spună cineva. Îmi spune eu singur, stai liniștit și du-te acasă. Apropo, cei care vă ocupați cu aceste scrisuri frumoase, să știți că și de nepoți, mă ocup și de nepoți, chiar de seara, după când ajung acasă, sau chiar dimineața, când pleacă, îi pup, spune bunicul lor, e o bucurie nemai spusă. Probabil voi care scrieți așa unii, încă nu toți, n-aveți nici copii, nici nepoți, sau nici nu știți ce înseamnă să crești un copil sau un nepot, dar știi să dai cu pixul scriind anapoda. Asta e viața, suntem persoane publice, trebuie neapărat să suportăm și critica. Dar de multe ori când vezi că este, nu este o critică cât de cât să fie constructivă, este tendențioasă, atunci trebuie să spunem cetățeanului din județul Hunedoara să-i facem de minune. Și așa cum am spus-o la început, o mai repet odată, când te faci singur de minune, nici dracul nu te poate face mai de minune cum te faci tu. Le dorim succes la acești indivizi care vor să facă de minune. Dumneavoastră vă mulțumesc din suflet, domnilor consilieri, pentru că ați venit astăzi. Pentru vineri, domnul secretar, să anunțați din timp, să aibă toate materialele
și pentru lunea viitoare la fel. Lunea viitoare, iarăși, trebuie să împărțim niște bani, să vedem și podul care se rupe și vedem cum împărțim puțin, dar orice ban spre OAT este un binevenit. Vă rog să mă credeți. Eu am fost și eu primar. Știam ce înseamnă ca la sfârșit de an să prinzi o brumă de bani în care îți mai poți rezolva problemele interne ale urbii. Numai cine n-a făcut așa ceva nu știe. Sau cine crede că totul zboară și tot ce zboară este și de mâncat. Nu este așa. Doamne ajută, vă mulțumesc din suflet.